Sfârșitul epocii fanariote Muntenia În urma păcii de la Șiștov a fost numit domn în țara românească Mihai Suțu, care mai stăpânise odată în 1783-1786. Un raport prusian din 25 martie 1791 prezintă numirea ca iminentă sau foarte apropiată, adăugând că locuitorii vor fi încântați deoarece păstrează o bună amintire din prima domnie. Așteptările nu sunt într adevăr înșelate. Suțul domnește și de data aceasta cu blândețe și fără locomie. De aceea, Dionisie Ecleziarhul, cronicarul oltean contemporan, scrie că în timpul stăpânirii lui a mai răsuflat seara de greutățile și necazurile cele nenumărate ale răsmiriților. Sultanul îi trimite chiar la 6 februarie 1792 un firman prin care îl laudă pentru serviciile aduse, îi spune că e un model printre domnii țării românești și îi dă dreptul să pedepsească pe boierii care ar face acte de neascultare. Un singur aspect întunecat în această domnie, dar și el datorându-se unei împrejurări de forță majoră. Molima Ciumei, care bântuie în anul 1792, secerând multe vieți. În 1793, dragomanul porții Gheorghe Moruții obținut strămutarea fratelui său, Alexandru, din Moldova, în Muntenia, ceea ce constituia un avantaj. Mihai Suțu fu trecut domn la Iași. Ordinul de transferare dat, potrivit unui raport prusian din Constantinopol, în ziua de 10 ianuarie sau puțin înainte sosește la București la 15 ianuarie. Alexandru Moruții, fiul lui Constantin Moruții, fostul domn al Moldovei 1777-1782, nu era lipsit de calități. Avea simțul gospodăriei și era întreprinzător. Face astfel o fabrică de hârtie la afumați în Ilfov. Oprește exportul lânii în Austria, până ce, mai întâi, se vor aproviziona cele două fabrici de postav locale construiește instalații pentru încărcarea produselor la Dunăre, o flotilă comercială de șoici, măiestrite și bolozane, precum și o flotilă de șalupe canoniere. Colonizează câteva mii de țărani care trecuseră din Bulgaria la noi, împinși de foamete și de răul tratament turcilor, interzice importul de trăsuri străine care ajunsese o adevărată manie ruinătoare pentru boierimea mică și mijlocie din nenorocire are și un cusur fundamental, lăcomia de bani. Ea îl face să speculeze până și o împrejurare nenorocită ca foametea din 1795, când obligă pe morarii din București să cumpere grâul de la magazia domnească sau gospod cu 40 de lei kila, grâu pe care el îl achiziționează cu 7 lei. Cumpără apoi porumb cu banii împrumutați de la mănăstiri, împrumutați, vorba vine, că de fapt n-au mai fost restituiți niciodată și îl revin de celor lipsiți cu preț îndoit și întreit. Odată cu foametea, bântuie în țară și ciuma. În capitală, unde domnul înființează la margine un spital pentru ciumați, având și biserica proprie, au murit după catastifrele ciocrilor 10.000 de oameni. În Craiova, ca la 2-3.000. Și pentru ca nenorocirea să fie completă în același timp, apar și lăcustele, făcând mare stricăciune în bucate. Tot sub Alexandru Muruții încep și tulburările lui Pazvan Oglu, de la Vidin, care vor ține mai bine de 12 ani, constituind pentru Oltenia o adevărată teroare și pentru țara întreagă un permanent prilej și pretext de cheltuieli și rechiziția păsătoare. Acest osman Pazvan Oglu se distinsese în timpul ultimului război turco-austriac la apărarea vidinului. Îndrăzneț și întreprinzător, știind bulgărește și românește, el profită de starea de slăbiciune în care se afla imperiul după atâția ani de campanie și, urmând pilda și a altor comandanți locali care erau de fapt ca și independenți, își creează un corp devotat de ieniceri și crjalii cu care pradă și impune la dări ținuturile înconjurătoare. În septembrie 1794, el sprijină pe rebelii turci din Orșova și rechiziționează zahareaua strânsă de domn la Islaz. 80 de căruțe de grâne sunt luate de asemenea pe un preț arbitrar, de la mănăstirea Sadova. Mazilirea lui Alexandru Muruții e consecința îndepărtării din postul de mare dragoman a fratelui său Gheorghe. Dușmanii acestuia, din urmă, obțin și înlocuirea domnului Muntean, care, dacă ar mai fi rămas în scaun, putea să influențeze cu mijloace convingătoare cercurile constantinopolitane. Firmanul de Mazilie sosește în București în noaptea de 31 august spre 1 septembrie 1796. Fostul domn pornește spre Stambul, încărcat de multă avuție, ca unul ce fusese, cum spunea cronica, foarte maestru a strânge bani. În locul lui e numit la 28 august Alexandru Ipsilanti, care lăsase o excelentă amintire sub toate raporturile din prima lui domnie, 1774-1782. Intrarea solemnă în București cu alaiul obișnuit are loc la 10 noiembrie 1796. Această a doua stăpânire, foarte scurtă, de altfel, un an și o lună, nu seamănă însă cu cealaltă. Domnul era bătrân, alb ca oaia, cum spune în stilul său atât de colorat și personal Dionisie Eclesiarcul. Puterile îi slăbiră, sănătatea era șobredă. De aceea nu e exclus, după cum afirmă unii contemporani, ca el însuși să-și fi cerut mazilirea. După alții, ea s-ar fi produs în urma insistențelor lui Capudan Pașa, marele amiral turc, care vrea să așeze pe tronul Muntenei pe un devotat al său, dragomanul Marinei Constantin Hangerli. Oricare ar fi fost motivul, cert este că în noaptea de 8 spre 9 decembrie 1797, la orele 2 dimineața, sosește în București știrea înlocuirii. Constantin Hangerli, numit la 3 decembrie 1797, și-a legat numele de o fiscalitate excesivă, una din cele mai neomenoase din câte au existat la noi vreodată. Printr-o hotărâre dată cu sfatul de obște, la 4 iulie 1798, se îndoiește oieritul, dijmăritul și tutunăritul. Cam în același timp, la 23 iunie se decide ca toți breslașii, adică toți subalternii marilor dregători, spătărei, vornicei, comișei, postelnicei, etc., constituind mica îmboierime a satelor, să se treacă la dajdie în rând cu țara. O singură excepție, boiernașii mazili. Se desfințează în felul acesta o foarte veche instituție care alcătuise pe vremuri o puternică armătură administrativă și militară a statului. Mănăstirile sunt obligate să plătească și ele vinăriciul. În sfârșit, pentru a pune vârf, se reînființează în decembrie 1798, sub numele de Goștinărit, vechiul Văcărit, cerându-se câte doi sloți de vită în Oltenia și câte doi lei, ceva mai mult deci, din coace de olt. Agenții fiscali încasează dările în chip sălbatic, iar slujbașii, povestește Dionisie Eclesiarhul, închidea oameni și muieri prin coșeri și neca cu fumuri de gunoi și cu ardei îi afuma și ținea închiși ziua și noaptea flămânzi să dea bani. Pe alții lega cu mâinile îndărât și cu spatele de garduri și bătea cu bicele. Prealții legați băga cu picioarele în zăpadă geroasă, așa chinuia pe creștini. O amar de vieții creștini că plângea și se voieta, dar nu era milostivire la varvarii de slujbași. Unii țărani sunt uciși chiar de mumbașirii turci care însoțeau pe agenții fiscali domnești. În afară de dări se mai făceau apoi numeroase rechiziții de grâne, vite, oi, etc pentru nevoile armatei turcești, care, în frunte cu Capudan Pașa, protectorul lui Hangerli, văzese trimisă să combată pe Pazvan Oglu. Cu tot ajutorul în bani și Zaherea, da de domn, campania nu reușește însă, deoarece unii din comandanții subalteni, ca Ali Pașa de Cutahe, erau înțeleși cu rebelul. Oastea lui Capudan Pașa este sfărâmată lângă Vidin, pierzând toată tabăra armamentul și proviziile. Creditul protectorului lui Hangerli scade considerabil prin aceasta. Între timp, se produc numeroase plângeri împotriva domnului care, prin dările lui grele, sărăcise și mâncase țara. Ele sunt susținute puternic de grecii de seamă din fanar. Hangerli era considerat doar drept un intrus. Rezultatul e un firman secret de mazilire. 11 februarie 1799 și unul de executare. Peste câteva zile, la 1 martie, apare la curtea domnească din București un capogiu turc însoțit de un arab groasnic, la chip mare și buzat. Ei sunt primiți de domn în atacul său. După o scurtă convorbire, acesta e împușcat de capogiu și apoi decapitat de arab. Slujitorii și boierii care alergaseră la Trigătele celui atacat nu îndrăznește să intervină când aud cuvântul magic firman. Capul lui Hangerli e dus la Stambul, iar trupul îngropat prin îngrijirea văduvei doamna Ruxandra, fica lui Alexandru Ghica, fostul domn al țării românești. Alexandru Moruții, numit în ziua de 11 februarie 1799, acesta își face intrarea în București la 25 martie. În primul an de domnie, el are raporturi pașnice cu Pazvan Oglu, căruia îi dă bani, se pare 75 de pungi lunar. În același timp, el își organizează însă și o oaste de vreo 9000 de oameni, mai mult strânsură din trei străini, cuprinzând și lefegii turci. Totuși, moruții, care, bizuindu-se pe oastea sa, întrerupsese acum subsidiile, nu poate împiedica un rai de pradă al trupelor din Vidin, comandate de Kara Mustafa. Ele jefuiesc și ard aproape în întregime Craiova. Din 7.000 de case scapă abia vreo 300. Decembrie 1800. În anul următor, 1801, are loc în București, în preajma Paștilor, o mișcare populară împotriva evreilor, 128 dintre aceștia sunt bătuți, se produc devastări, se pare chiar și o ucidere. Cauza? Bănuiala băștinașilor că evrei ar fi comis un omor ritual asupra unui copil ca să ia sângele. Principalul ațățător la mișcare, unul Gheorghe Conduragiul, Holteiu din Mahalaua Răzvan, e trimis la ognă fără soroc temându-se că intrigile și eventualele reclamații să nu-i pregătească o soartă asemenea acelea lui Hangerli, Alexandru Moruții își cere singur mazilia și, plătind o sumă apreciabilă, o obține, 19 octombrie 1801. A retras la Constantinopol cu avuția multă pe care izbutise să o strângă, el reușește, după un an numai, să fie numită Moldova. Și în timpul celei de-a treia domnii a lui Mihai Suțu, Oltenia are de suferit o prădăciune din partea pazvangiilor și cârjaliilor. Bandele se împart acum în două. Una condusă de Cuzanizal, jefuiește de la Calafat la Caracal, arzând și prândând din nou Craiova. Cealaltă, sub Manaf Ibrahim, primul ofițer al lui Pazvan Oglu, lovește întâi târgul Cleanovului în Mehedinți, unde prinde peste darul din Pibescu și pe soția acestuia, apoi Târgu Jiu și Mănăstirea Polovragi. După aceea, Târgu Ogna, coborând și ea în cele din urmă tot la Caracal. Domnul care venise cu așa zis a asa la Slatina, ca și trupele turcești care păzeau chipurile linia Dunării în Oltenia, în fața Vidinului, au fost incapabile să oprească pe jefuitori. Aceștia se întorseseră în dărăt, încărcați de prăzi. În mai 1802, la 31 ale lunii, Mihai Suțu, pretextând că se teme de un nou atac al cârjaliilor, de astă dată împotriva Bucureștiului, părăsește capitala și, luându -și familia și bogățiile, trece în Ardeal, la Brașov și apoi la Sighișoara. Această de-a treia domnie nu se aseamănă cu celelalte două sub raportul fiscalității. Pricina este fiul și totodată sfetnicul principal al domnului, Beizadeua Grigore, care, fire lacomă, nu grijea alt fără numai să-și umple punga. Întors după câteva luni la Constantinopol, august 1802, poarta între timp la stăruința nepotului Alexandru Suțu, domnul Moldovei, îl iertase, Mihai Suțu e silit să-și vândă averea spre a-și plăti datoriile și ajunge sărac. Scurtă vreme după aceea moare. În afara de Grigore, Mihai Suțu a mai avut încă doi fii, pe Ioan și pe Alexandru. Până la numirea unui nou domn, Barta însărcină pe Alexandru Suțu, al Moldovei, să gireze și scaunul muntean. Un document al său e datat Iași 20 iunie 2 iulie 1802. Întru cea din tâi domnia noastră la Moldavia e țara românească. La 11 iulie are loc intrarea în București. Pe măcămia lui durează însă numai până în ziua de 30 august, același an când sultanul, în urma cererii băierilor refugiați la Brașov, a stăluințelor rusești și a recomandării trimisului prusian de la Constantinopol, dă domnia lui Constantin Ipsilanti, fiul lui Alexandru. Constantin Ipsilanti intră în țară la 26 octombrie 1802 și în aceea zi, în timpul popasului făcut la moșia Radovanul din Ilfov, lângă Budești, se produce un puternic cu tremur de pământ care dărâmă o sumă de clădiri atât în București cât și în celelalte orașe. Nu e singura calamitate în timpul acestei stăpâniri. În 1804, la 9 septembrie, izbucnește un foc năpraznic în capitală, care durează 12 ore și preface în cenușă vechea curte domnească, piața și o bună parte din Mahalale. Pagubele reprezintă 30.000 de pungi, adică 15 milioane de lei, o sumă enormă. În anul următor, 1805, Dâmbovița se revarsă în două rânduri, nimicind, cum spun însemnările contemporane ale lui Naum Rinicianu, toată lunca și casele din ea. Dările sunt grele. Vinăriciul, dijmăritul și oieritul se dublează. Eparhiile, mănăstirile și boierii trebuie să le plătească și ei, dar numai odată. Se strâng zaharele nesfârșite, în special vite și oi, din care o parte sunt desfăcute de domn în țara nemțească prin postelnicul Grigore Caliarh. Din partea lui Pazvan Oglu nu se produce în timpul lui Constantin Ipsilanti nicio incursiune. Domnul îi dă daruri în bani și provizii. Sfârșitul acestei domnii se datorează diplomației franceze care, dată fiind lupta grea dusă de Napoleon împotriva rușilor, voia ca în Imperiul Turcesc și în țările noastre să nu fie la cârmă persoane favorabile acestora. Dar Constantin Ipsilanti era tocmai o asemenea persoană, nefăcând un secret din simpatiile lui. El căpătase de altfel tronul mulțumită și stăruințelor rusești. În 1806 trece prin București generalul Sebastiani, numit ambasador al Franței, pe lângă înalta alta poartă. El își dă seama de înclinările lui Constantin Ipsilanti și, ajungând la Stambul, stăruie să fie mazilit. Îi se reproșeau domnului Mutean simpatiile sale pentru ruși și legăturile cu răsculații sârbi care, sub cara Gheorghe, se ridicaseră împotriva stăpânitorilor turci locali abuzivi. Firmanul de mazilie iese într-adevăr în ziua de 24 august 1806. Un capugiu e trimis spre țară pentru aducerea lui la îndeplinire. Se pare că i se deduse și un firman secret de executare a hainului. Ipsilanti însă, prevenit de către ambasadorul rus la Constantinopol printr-un curier tătar al domnului Moldovean, care, mergând în goană, sosește la București în trei zile și trei nopți, o ia înainte. El se aștepta mai de mult la un asemenea deznodământ și își făcuse preparativele de plecare. Când primește cuvântul ambasadorului, reunește pe boierii din divan. Le recomandă să cârmuiască țara în lipsa sa. Căci, adaugă el, se va întoarce înapoi și, înconjurat de garda sa personală, vreo câteva sute de ostași, pornește spre Varșov 28 august. La 30, frontiera e trecută. Din Ardeal, fugarul se îndreaptă spre Kiev, unde își lasă familia, apoi spre Petersburg. La aflarea celor întâmplate, tatăl lui Constantin, bătrânul Alexandru Ipsilanti, care locuia la Stambul și care avusese de suferit și mai înainte de pe urma isprăvilor fiilor săi, este închis 22 decembrie 1806. Torturat 34 de zile pentru a-și declara toată averea, el e în cele din urmă decapitat 25 ianuarie 1807. Așa sfârșește una din figurile de seamă ale veacului al XVIII-lea, unul din puținii domni fanarioți sub care țara s-a simțit bine. Alexandru Suțu e numit la 24 august 1806 în locul lui Constantin Ipsilanti. El nu vine însă imediat în țară, așteptând să vadă cum se vor dezvolta evenimentele. Între timp, Pazvangi, profitând de faptul că nu este domn în București, fac o nouă incursiune de pradă în Oltenia, jefuind Craiova, 25 septembrie. Ei iau, cu acest prilej, 2000 de pungi de galbeni, dintre care 500 numai de la logofătul Bibescu, iar 110 de la un negustor bogat, tănăsuică când Alexandru Suțu sosește în sfârșit și se pregătește să-și facă intrarea în capitală, îi vine chiar în clipa când alaiul era gata să pornească știrea că e mazilit. Tronul dându-se din nou fogarului Constantin Ipsilanti, 23 octombrie 1806. Ce se întâmplase? Rusia, aflând de înlocuirea protejatului ei, care la Petersburg știuse să-și pledeze bine cauza, amenințase poarta cu război dacă nu se revine asupra măsurii luate. Se adăugaseră și amenințările ambasadorului englez de la Constantinopol. Se răspândise, în sfârșit, și zvonul unei noi coaliții contra Franței. Toate acestea, adăugată la venalitatea unor miniștri turci. Împărați de agenții celor interesați făcuseră pe sultan să revină asupra mazilirii lui Constantin Ipsilanti din Muntenia și a lui Alexandru Moruții în Moldova și să le redea trunurile pentru un timp de șapte ani, 15 octombrie 1806. Era o mare umilință pentru un alta poartă, ea nu putut totuși împiedica războiul dintre ruși și turci, care izbucni încă înainte de sfârșitul anului deși sultanul consimțise la restabilirea pe a poștilor domni, rușii pătrund totuși cu trupele lor prin patru locuri în Moldova, 22 noiembrie. Peste o săptămână, la 29 noiembrie, avangarda generalului Michelson intră în Iași. Pretextele, neîntemeiate, bineînțeles, erau că despre revenirea sultanului, răspunsul acestea fusese așteptat până la 27 octombrie, a sosit prea târziu că de altfel această revenire a fost dată în mod nesincer, că în sfârșit Rusia trebuie să se asigure față de uneltirile Franței, care vrea să o atace trecându-și o armată prin Imperiul Turcesc. În realitate, țarul Alexandru I relua vechiul plan ale Caterinei, drumul spre Stambul. Hotinul e ocupat la 26 noiembrie, de asemenea Benderul, Cetatea Albă și Chilia, 6 decembrie nu însă și Ismailul, care rezistă. Față de aceste grave încălcări, poarta declară război Rusiei 24 decembrie 1806 și numește din nou ca domn al țării românești pe Alexandru Suțu, 28 decembrie 1806. Acesta nu va putea însă ocupa efectiv tronul. La 20 iunie 1809, el era tot la Dunăre, așteptând prilejul să treacă din coace. Continuându-și înaintarea, Trupele lui Michelson intră în Muntenia, două ciorniri cu turci la Fierbinți și la Olteanu, pe Ialomița, 23 decembrie. Sunt defavorabile acestora din urmă, se să evacueze Bucureștiul și să se retragă spre Dunăre. Rușii, în frunte cu generalul Miloradovici, intră în capitală la 25 decembrie. După două zile, la 27, pe la orele 9 în seara, își face apariția și Constantin Ipsilanti, în tăvărășia lui Michelson. Urmează apoi ocuparea Olteniei. Generalul Isaiev intră în Craiova și stabilește legătura cu răsculații sări ai lui Cara Gheorghe. Tocmai în această vreme moare tânăr Pazvan Oglu, 5 februarie 1807, care ar fi putut aduce ca și în celălalt război servicii contra necredincioșilor. În date ce își tronul, Ipsilanti ordonă să se depună de către băieri în Bresle și poporul de rând un jurământ de credință față de țar, 22 ianuarie 1807. În același timp procedează la alcătuirea unui cor de oaste pământeană cu uniforme căzăcești. Printre noi ostași e în Oltenia Tudor Vladimirescu. Acesta va ajunge în 1810 comandantul primului batalion de panduri, iar în 1811 va cunoaște spre Calafat un corp de peste 6.000 de panduri. Era și un corp de dragoni moldoveni, purtând pe coi Moldovei, precum și un polc de sârbi, numit al lui Cara Gheorghe, cu steagul lui deosebit. Stăpânirea lui Ipsilanti, care se visa rege al Dacii, ba chiar și al sârbilor, întâmpină totuși dificultăți din pricina stării de război, care impunea cheltuieli și rechiziții însemnate, precum și din cauza fricțiunilor cu generalii ruși, care, având armata, se considerau stăpâni de fapt ai țării, cum și erau de altfel. Când trupele turcești iau ofensiva în mai 1807, Ypsilanti e silit să se retragă, la 31 ale lunii, el părăsește Bucureștiul, pornind spre Focșani. La Buzău, era să fie prins de un detașament din Brăila, care arde târgul, ucide 230 de locuitori ai lui și robește două sate, Săgeata și Gălbinei, întorcându-se cu Prada Nestingerit. În august, ipsilanti care stătuse până atunci la Brălad, se reîntoarce. La 8 ale lunii, e iarăși în București după 20 de zile, la 28, e silit însă din nou să le evacueze, în fața pericolului turcesc. De data aceasta se duce la Iași, de unde luându-și soția și copiii pornește spre Kiev. Cariera lui domnească e acum încheiată și pe drept cuvânt, deoarece nu fusese în stare să se mențină. La 7 aprilie 1808 se citește la Mitropolie nota generalului Porozovski, urmașului Michelson, anunțând că, prin ordin imperial, Constantin Ipsilanti e scos din scaun, președinte al amânduror principatelor, în cele politice fiind de aici înainte un rus, cuzniciov. Postul domn se retrage în Rusia, mormântul său se află la Kiev. Încercarea ofensivă a turcilor din mai-iunie 1807 nu izbutește să ducă la cucerirea Bucureștiului. Miloradovici respingând avangarda vizirului la Obilești. Pe de altă parte, francezii încheie pace cu rușii la Tilsit, 8 iulie 1807, deci nu mai au interes să împingă Turcia la continuarea războiului. În aceste împrejurări se ajunge la semnarea armistițiului de la Slobozia, 24 august 1807 prin care se prevedea evacuarea principatelor de către ruși în 35 de zile. Ea nu se execută însă. Țarul voia să păstreze țările noastre și Napoleon sfătuiește pe sultan să consintă la această cedare. Mai mult încă, relațiile dintre împăratul francez și cel rus devenind din ce în ce mai strânse, acesta din urmă propune chiar o împărțire a Turciei dacă nu se ajunge până acolo. Totuși, prin tratatul de la Erfurt, 12 octombrie 1808, Napoleon își dă asentimentul la incorporarea principatelor și a Finlandei în Imperiul Rus. Față de noua situație, ostilitățile se reiau în primăvara anului 1809. În aprilie, Giurgiul e atacat, dar cetatea din insulă nu poate fi luată. În schimb, Prozorovski ocupă în Dobrogea, Isaccea, Tulcea și Babadagul August. Sub generalul Bagration, succesorul lui Prozorovski, se iau măcinul Hârșova, Constanța și Cuciuca ciuca La 25 august capitulează Ismailul. Prada cuprinde și 221 de tunuri. La 2 noiembrie, Brăila e silită și ea să se predea, din lipsă de provizii. La Silistra însă, Bagration suferă o serioasă înfrângere la 22 octombrie. Tânărul său succesor, generalul Kamenski, continuă operațiile la Dunăre în cursul anului 1810. Silistra, asediată, capitulează la 11 iunie. După viruința de la Batin, nu departe de Beala, rușii ocupă și ștovul, rușciucul și giurgiul 27 septembrie, apoi turnul și, ceva mai târziu, Nicopole. În primăvara lui 1810, turcii reiau însă și Ștovul, Nicopole și Silistra. La 3-4 iulie e reluat și Rușciuc, iar la începutul lui septembrie armata vizirului se află la Giurgiu. Dar o nouă biruință rusească, 14 octombrie, având drept consecință ocuparea lagărului turcesc de la Rușciuc, Înconjurarea garnizoanei din Giurgiu, care trebuia să se predea și căderea Turtucaiei și Silistrei, schimbă iarăși situația. Tratativele de pace, începute încă din iunie la București, continuă acum la Giurgiu. Marele vizir e dispus să cedeze Moldova până la Prute. Rușii voiau ambele principate și independența Serbiei. În timpul iernii, tratativele se întrerup turcii voiau să vadă și ce atitudine va lua Napoleon, ale cărui relații cu rușii se înrăutățiseră în ultimul timp și care proiecta o mare expediție contra lor. Tocmai în legătură cu această expediție, împăratul francez trimite un ambasador special, pe André Aussie, la sultan, spre al determina să reia războiul contra rușii în vederea recâștigării principatelor și crimei. Andreosi Întârzie în chip nepermis pe drum. Pe de altă parte, sultanul nu mai avea încredere în Napoleon, ale cărui planuri se schimbau repede și total. Dovadă cele petrecute în ultimii ani. Tilsit, Erfurt. În sfârșit, interpretul delegației turcești de pace, Dumitrachi Moruții, era omul rușilor. Amiralul Cigeacov, pe care țarul îl trimisese cu mandat expres să încheie tratativele, o declară ritos. Prințul Moruții ne e atașat pe cât e cu putință, fără a-și compromite zilele. Toate acestea explică de ce s-a ajuns totuși la pacea de la București, 28 mai 1812, semnată din partea țarului de către bătrânul și lacomul general Kutuzov, succesorul lui Kamenski, pace prin care, fără rușine și în disprețul oricărui drept, ni se jumătate din Moldova. Astfel, cu răpirea Basarabiei, începe marea drama a istoriei noastre contemporane și problema cea mai grea a politicii noastre externe, relațiile cu Rusia. Dumitra Chimoruții a plătit scump atitudinea sa, interesată de altfel. Chemat la șumla, la lagărul vizirului, fu îmbrăcat cu un caftan îmblănit pentru slujba făcută și apoi imediat decapitat 8 noiembrie 1812. Între hârtiile sale s-a găsit și un caz al țarului, prin care îi se dăruia în Basarabia o moșie de 100.000 de, lei. Un adevărat latifundiu, iar între lucrurile sale, un inel cu briliante în valoare de 15.000 de piaștri. Această soartă a avut și fratele său, Panayotaki, marele dragoman al porții, 20 noiembrie. Un al treilea frate, Alexandru, fostul domn al Moldovei și țării românești, Fut trimis la galere, pedeapsă foarte grea și umilitoare. Ioan Vodă Carage e numit domn la 8 septembrie 1812. Data ne arată în mod precis un raport prusian din Constantinopol. Noul stăpânitor era fiul lui Gheorghe Caragea, fostul dragoman al porții, și ocupase el însuși această înaltă demnitate, timp de o lună, înainte de a ajunge la domnie. Intrarea solemnă în București are loc la 24 decembrie. Rușii plecaseră de mai bine de două luni și această plecare dăduse naștere în capitală la mari manifestații de bucurie. Timp de câteva zile, 15 octombrie, 18 octombrie. Se făcură iluminații, mai multe păpuși îmbrăcate rusește fuseseră rămânjite cu noroi și apoi arse. Ioan Vodă era inteligent și cult, prețuind literatura și artele. El însuși a tradus din italinește în grecește opt comedii ale lui Goldoni. Avea însă cusurul mai tuturor fanarioților, lăcomia. Nu-i vorbă, numirea în scaun le costase o sumă impresionantă, 8.000 de pungi, adică 4 milioane, pe care trebuia să și le scoată. Pe lângă aceste patru, el a mai adunat însă multe altele, așa încât la plecarea din țară un raport francez din București putea să afirme, pe bună dreptate că fostul domn a adus cu el bogății imense, de reșes imans, afară de ce depusese din timp la băncile importante din Europa, în special la Viena. Se explică deci fiscalitatea accentuată din timpul lui, dările existente se strâng cu mare strășnicie se înființează și altele noi, dintre care cităm pentru caracterul lor special, birul temniței și birul femeilor rele sau de ușoare. Acesta, din urmă, trebuia să producă la 100.000 de, de piaștri anual. Pe lângă greutatea dărilor, mai erau și abuzurile agenților fiscali și ale dregătorilor de tot felul. Pe timpul lui Ionghica se spunea încă se fură ca în vremea lui Caragea. Acest domn și-a mai legat numele și două o epidemie cumplită de ciumă care izbucnește în 1813, adusă la Constantinopol, unde în toamna anului precedent făcea peste 3000 de morți zilnic. Bucureștenii fug din locuitorii săraci ai Mahalalelor, care rămânseseră pe loc, mor câte 100 pe zi. Ciuma lui Caraja a durat un an de zile în capitală, în restul țării și mai mult. Se crede că au pierit peste 70.000 de suflete. Raporturile cu boierii au variat, în genere însă ele nu au fost dintre cele mai bune. În 1813 iulie, surghiunește pe câțiva dintre dânșii și le confiscă averile, în 1817, aflând de reclamația pe care o făcuseră împotriva sa la poartă prin intermediul consulului rus, trimite iarăși în surghiun la moșile respective pe mai mulți fruntași și anume pe Marele Vizir Constantin Filipescu, pe Marele Vornic Constantin Bălăceanu și pe Marele Logofăt Grigore Ghica. Față de poartă, raporturile sale înregistrează de asemenea oscilații. În primăvara lui 1813, Capichehaia sa, Roseti Bibica, e exilat la Ankara, ceea ce putea avea consecințe neplăcute și pentru sine însuși. În schimb, în 1815, mijlocind supunerea revoltaților turci de la Adakale, el primește de la sultan un firman de mulțumire datat 26 decembrie stil vechi, o blană de samur și un cal. În firman se precizează, și blana, după ce vei săruta-o, cu căzuta supunere o vei îmbrăca și, asemenea, sărutând și scările calului, îl vei încăleca. În 1816 încep să iasă zvonuri de mazilie care nu se confirmă însă. Caragia totuși nu se simțea sigur, de aceea, fără ca să aștepte împlinirea termenului de șapte ani pe care fusese numit, el ia hotărârea să părăsească din timp domnia, punându-se la adăpost pe sine, familia și marile bogății acumulate. La 11 octombrie 1818, el strânge deci la curte pe boieri. și a rămas bun și înconjurat de o gardă de 500 de arnăuți, pleacă spre Brașov, unde ajunge fără incidente. După ce zăbovește câtva timp aici, se duce în Elveția. Stă la Geneva șase luni, apoi se stabilește în Italia, la Pisa, unde rămâne până în 1830. Sfârșitul vieții și l-a petrecut la Atena. A murit la adânci bătrânețe în 1845. Lui Ioan Vodă Caragea îi se datorează legiuirea ce îi poartă numele. La 14 octombrie, în 1816, el însărcinează pe Atanasie Hristopol, logofotul pricinilor străine, și pe clucerul Nestor, boieri cu știință și cu praxis ale pravililor, care întocmiseră fiecare câte un anteproiect să întrunească și cu alți doi boieri și să alcătuiască pe baza acestor antre proiecte un text de legi definitiv. Lucrarea durează mai mult timp, trece prin mai multe forme, fiind cercetată și de divan, până când, la 9, 21 iunie 1818, ea e înaintată domnului care înconfințează tipărirea. Legiuirea s-a tipărit în grecește la Viena și în românește la București s-a promulgat la 21 august 1818 și s-a aplicat începând de la 1 septembrie același an. Tot în timpul lui Caragea și începe și Gheorghe Lazar cursurile la școala de la Sfântul Sava încă la 10-22 decembrie 1817, mitropolitul și boierii Efori înaintaseră Domnului o anafora sau petiție propunând o nouă organizare a învățământului atât în capitală cât și în restul țării și cerând, între altele, înființarea în București a unei școli românești cu trei dascări la Mănăstirea Sfântul Gheorghe unul dintre acești dascări și anume al treilea, cel mai înalt, va trebui să predea aritmetica și geometria înainte de amiază și un mic curs de geografie după amiază. Tot el va fi însărcinat și cu exercitarea ucenicilor, adică a elevilor la măsurarea pământului, făcând practica pe locurile virane din oraș. Era deci un curs similar celui deschis cu vreo patru ani mai înainte la Iași de Gheorghe Asachi. Caragea aprobă la 15-27 decembrie propunerile boierilor care, câteva luni după aceea la 6-18 martie 1818, recomandă domnului pentru postul de dascăl al treilea pe un laser inginer ce a venit acum de curând din părțile Transilvaniei. Era Gheorghe Lazar născut în satul Avrig în 1781, alții admit data 5 iunie 1779, acesta se pregătise la început pentru preoție și făcuse studii bune la școlile din Sibiu, Cluj și Viena. Neputând însă îmbrățișa din cauza greutăților și a intrigilor această carieră, el ajunsese profesor la Sibiu. Dar nici aici nu putu rămâne mult timp, și se făceau mizerii pentru simpatia pe care o arăta față de francezi și de ideile revoluțiilor lor și fu nevoit să treacă peste munți, în țara românească. Dând la început lecții în familia boierească, Bărcănescu, măsurând apoi moșii, el făcu acum conștiința lui Constantin Bălăceanul, unul dintre eforii școlilor. Acesta, câștigat de ideile lui Lazar, dintre care unele apar și în anaforaua din 22 decembrie 1817, stărui să fie numit ca Dascăl al al treilea la nou înființata școală. Caragea își dădu la 5 aprilie 24 martie stil vechi 1818 aprobare. Ca local se hotărâ însă nu mănăstirea Sfântul Gheorghe așa cum se propusese la început, ci câteva chili la Sfântul Sava, în fața Universității de azi. Unde este statuia lui Mihai Viteazul? Lazar făcu pe lângă matematici și geomesie practică sau agrimensură și cursuri de geografie istoricească pe harte, hărți, apoi cursuri de gramatică și filozofie. Astfel, putu el să expună ideile învățaților școlii ardelene și să inspire elevilor săi, printre care erau și oameni mai în vârstă, dragoste pentru trecutul neamului și încredere în viitorul lui. Ioan Caragea a fost căsătorit cu doamna Elena. A avut doi fii, pe Constantin și pe Gheorghe, și trei fiice, Smaranda, Rusandra și Ralu. Aceasta, din urmă, inteligentă și cultă, ca și tată său, a fost protectoarea literelor grecești și întemeitoarea unui teatru de societate în sala de la Cismeaua Roșie. După fuga lui Ioan Caragea, poarta zăbovește cu numirea unui nou domn mai bine de o lună, voind să cunoască bine împrejurările fugii și mai ales amestecul Rusiei și Austriei în această chestiune. În cele din urmă, la 17 noiembrie, i-a dat tronul lui Alexandru Suțu, care mai domnise odată în țara românească. Aceasta a doua domnia lui nu se deosebește prin nimic excepțional, ea durează până la finele lui ianuarie 1821, când în noaptea de 30 spre 31, domnul moare de urmările unui erisipel flegmonos. Unii afirmă însă că această moarte n-ar fi fost naturală și că Suțu a pierit o trăvi de doctorul său, deoarece se opunea planurilor eteriei, care tocmai se pregătea să-și înceapă acțiunea. Care adevărul e greu de spus. Alexandru Suțu încheie șirul domnilor fanarioți. Urmașul său, Scarlat Calimachi, deși numit, nu ocupă efectiv tronul, deoarece în țară izbucnește mișcarea lui Tudor Vladimirescu. Se încheie astfel o epocă de scădere în viața poporului nostru și începe prin lupta și mare lui Oltean o alta nouă, care se va dezvolta apoi necontenit timp de un veac întreg.